Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O lege care este acum la promulgare, ca să nu mai zică cineva că, uite, puterea actuală nu se gândește la oameni și la inflații și la prețurile mari. În sfârșit, cu legea asta, toată lumea va putea găsi ceva gratis în restaurante, baruri și cantine. Apă de la robinet. E o lege care a fost votată în cameră și care, cum spuneam, acum este la promulgare, obligă barurile, restaurantele, cafenelele, dar și autoritățile publice să ofere apă potabilă de la robinet, oricui cere. Asta e interesant. Deci dacă te duci la primărie să depui cerere, vreau și eu, vă rog, și un par de apă, dacă se poate, dacă tot stau aici la ghișeu, la coadă. Un investitor strategic acum ar putea să înregistreze marca de apă robinet. Da, bun. Da. Și ar face parte din lege. Da, pentru că lumea mai mult. Deci legea este foarte atent, făcută, precis, făcută. E un amendament introdus de fostul ministru al energiei, domnul Virgil Popescu. Inițiatorii spun că în toate țările europene există această posibilitate și e adevărat. Dacă te duci în vacanță undeva, primul lucru care îți se oferă în foarte multe restaurante din vest este o sticlă cu apă de la robinet. Dacă vrei tu, în mod special, apă con gaz sau alea ceri. Da. Altfel... Băi, n-am știut, acum îmi spui. Da. Hai mă, și în Grecia mi se pare că îți dă apă. În Grecia, dar în Franța mă așezam pe undeva, că nu găseam apă, erau închise duminica toate astea. Mă așezam la restaurant și ceream apă și mi-era sete, era foarte cald și îmi luau 8 euro pe apă de aia. M-aș fi dus până în bucătărie la robinet ca să... Păi da, dar vezi că îți dă apă de la robinet, dar comanzi mâncare. Nu-ți dă apă că te așezi am la masă, și comandat, îți dă apă, o bei și am și comandat. Stai puțin, am și comandat. Dar pentru că mi-era foarte sete, am luat două, trei apă de alea, m-au liniștit. Ce vă aduc? 2 litri de apă și dar 4 pahare, vă rog. Pentru industria Horeca din România, cred că o să fie o lovitură devastatoare asta. Pentru că aici se fac foarte mulți bani din apă. Adică știu de la Cârciumari, ce mai mulți bani se fac din apă. O apă costă 2 lei o sticluță de 0,5, se vinde cu 10-15 lei la orice cărciumă. Dar ăștia au ăștia terase pe valul Herăstrăului. Adaozi de 500-600% va trebui să ne... la apă. Să începe să bem mai multă bere, mai mult vin. Plus că la noi știi că sunt mulți care stau la masă și trag de un suc. Acolo să tragă de o apă, gratis. Da. Se așează la masă, exact. Comandă ceva, iau apă, îi stau cu apa aia. Păi da, mai aduceți una. Dar stați că mai avem, că legea e foarte interesantă. Deci pentru ca lumea să știe unde se găsește gratuit apă de la robinet, adică în, practic peste tot. Da. Autoritățile publice, dar și firmele de alimentație publică, adică baruri, restaurante, cafenele, vor avea obligația să afișeze într-un loc accesibil și vizibil publicului următorul anunț. Această unitate oferă la cerere și în mod gratuit apă potabilă de la robinet. Asta, anunțul ăsta, va trebui afișat și în primării, prefecturi, consilii județene, consilii locale, administrații. Da, exact. Deci unitățile administrativ-teritoriale și furnizorii de apă și așa mai departe, trebuie implementate aceste măsuri. Și încă ceva și mai interesant. Pentru promovarea, nu știu ce, vor implementa următoarele măsuri. Citez. Furnizarea gratuită a apei potabile prin rețeaua de distribuție pentru consumatorii din restaurant, cantine și servicii de catering. Servicii de catering. Catering sunt firmele alea care gătesc și îți aduc mâncare. Știi cum, deci poți să comanzi noi o pungă de apă? Da. Cum încercăm, o găleată. Da. O găleată de apă. Cum încercăm noi să slăbim cu firma respectivă care ne gătea meniuri cu calorii... Cu minunații oameni de la Gala Catering? Da. Nu e vorbea de ceilalți. Gala Catering, Baba Yaga, Baba Yaga. Toți ăștia, okay. Da. Și poți să comanzi. Vreau și eu meniul zilei ăla cu pește, dacă se poate, și un par cu apă rece. Hmm. Când mi-l aduceți. Când l-aduceți? La 6 dimineața. Îl lăsați pe bar. La intrare. Și eu o să spun acum, dar aveți de plătit o garanție de 50 de bani pentru sticlă. Pentru pahar. Te închid de aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.